Pisica abisiană. Bună ziua, dragii mei iubitori de pisici! Sunt Cătălin, iar astăzi o să vă prezint pisica din rasa abisiană. Originea abisienilor este din Africa. Nu există încă date despre momentul apariției acestor minunate pisici, însă, conform numeroaselor povești și legende ale băștinașilor africani, se pare că ar fi apărut pentru prima dată acum circa 4.000 de ani în urmă, în Egipt. Iar abisiana de astăzi este descendenta pisicilor sacre venerate de către faraonii egipteni. În jurul anului 1900, navigatorii vremii au adus din călătoriile lor lungi din Africa, în Statele Unite ale Americii, primele exemplare din rasa de pisici abisiana. Potrivit registrelor Cat Fancier Association, abisiana și-a câștigat popularitatea încetul cu încetul printre americanii de toate categoriile. Iar astăzi, abisiana este a treia rasă de pisici cu părul scurt ca și popularitate în Statele Unite ale Americii. Abisiana este o pisică de talie medie, are un corp suplu, elegant, grațios, ca de balerină, puternic, are capul rotund, în formă de pană, ușor ascuțit spre vârful botului, gâtul este lung, subțire, ochii sunt mari, ovali, expresivi, migdalați, urechile sunt mari, triunghiulare, erecte, așezate sus pe cap, cu mici smocuri de păr pe vârfuri. Spatele este drept, coada este subțire, lungă, ușor ascuțită spre vârf. Membrele sunt lungi, subțiri, cu lăbuțe rotunde. Blana este scurtă, extrem de fină, moale, apropiată de corp. Culorile blănii pot fi în mai multe nuanțe, însă cea mai frecventă culoare este maro-roșcat. Pisica abisiană este deosebit de inteligentă, fermecătoare încă de la prima sa apariție, este liniștită, calmă, răbdătoare, atentă, jucăușă, activă, mereu curioasă, îi place să se cațere cât mai sus, de aceea va aprecia un loc de joacă într-o grădină plină de copaci și locuri înalte. Iubește mult copiii și joacă cu aceștia, adoră să fie mângâiată, răsfățată, alintată, iubită de toți membrii familiei unde locuiește. Pisica abisiană se aseamănă foarte bine cu pisica sălbatică africană. Dragii mei iubitori de pisici, asupra originii acestei minunate feline încă trenează mai multe păreri. După unii specialiști din domeniul felinelor, abisiana ar fi descendenta pisicilor ce provin din jungla Asiei de sud-est. Cercetătorii au remarcat faptul că abisiana deține o mutație a genei Tabi, care există doar la această rasă, care nu apare deloc în Egipt și în Africa de Est, conform studiilor genetice de laborator. În anul 1871, o pisică abisiană a fost prezentată pentru prima dată în cadrul expoziției de pisici de la Crystal Palace. Iar în anul 1882, rasa de pisici abisiană a fost recunoscută și înregistrată oficial în Clubul Național Englez pentru Pisici de către președintele acestui club, Sir Harrison Phair. Puțin mai târziu, în anul 1911, rasa a fost recunoscută oficial și de către Cat Fanciers Association din Statele Unite ale Americii. Greutatea este cuprinsă între 4 și 6 kg la mascul, iar la femele, greutatea este situată între 3,5 și 5 kg. Durata de viață este cuprinsă între 12 și 16 ani. Pisica abisiană se adaptează foarte bine și la viața de apartament, însă are nevoie de un spațiu mult mai generos, cum ar fi o mică grădină improvizată sau un balcon împrejmuit, care să conțină un dispozitiv de cățărare
necesar a psienei pentru a-și descărca din energie, cât și pentru a fi stimulată fizic și mental zilnic. Abisiana este o pisică extrem de sociabilă, prietenoasă, nu îi place să fie lăsată singură pentru perioade lungi de timp, iar atunci când trăiește cu alte pisici, este adesea destul de dominantă. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu față de alte animale din gospodărie pentru a se adapta cu acestea mult mai ușor. Abisiana are în general o stare de sănătate foarte bună pe durata întregii sale vieți, însă la unele exemplare pot să mai apară la un moment dat unele boli, cum ar fi atrofia retinală, feeding kitten syndrome, etc. Dragii mei, începând cu anul 1950, abisienile cu păr lung au apărut tot mai des, în special în Marea Britanie. Aceste pisici au devenit strămoșii somalezilor, o variantă a abisienilor cu blana medie. Abisienile și somalezele au în comun un singur standard de creștere. Pisicile abisiene prezintă o colorație deosebit de impresionantă a blănii, care se aseamănă foarte bine cu cea a unui iepure sălbatic. Culorile pisicii abisiene sunt unice. Așa numitul efect agouti este cauzat de o împletire a fiecărui fir de păr în parte, ticking, însă nu toate firile de păr de pe corp sunt împletite, ci doar părul de pe cap, spate, coadă și partea exterioară a membrelor. Partea interioară a membrelor, pieptul și burta, sunt colorate uniform în culoarea de bază. Toate culorile pisicilor abisiene sunt derivate din coloritul sălbatic natural, cum ar fi maro cald, nuanțe închise de caisă spre portocaliu, cu ticking negru, gri albastru cald cu ticking întunecat, asemănător culorii gri albastru ca oțelul, crem deschis cu un ticking cald de culoare crem, etc. Dragii mei iubitori de pisici, cam acestea au fost de spus în mare despre fermecătoarea pisică abisiană. Vă mulțumesc din inimă pentru vizionarea acestui episod de pe canalul de pe YouTube intitulat Animalul tău de companie, pentru atenția cuvenită, respectul și iubirea pe care o acordați animalelor de companie și nu numai. Iar în încheiere, vă rog mult să nu uitați să vă abonați, să dați un like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!